Hei, salutare, prieteni! Aici vor din nou. Continuăm aventura pe Planet Base cu misiunea noastră Green Acolyte, care presupune construi un biodom masiv, tehnologie care trebuie să o cumpărăm și îl avem construit aici, de la episoadele anterioare, am făcut asta. Iar în acest biodom trebuia să plantăm 12 stejari care avem o plantație. Stejari, cred că sunt astea. Și 12 pini care avem de la plantați. Și pentru a îndeplini misiunea ne mai trebuie să ajungem la un scor de 200 la prestigiu. Iar noi am văzut de la 121, deci ne mai trebuie un pic să creștem la prestigiu. Și după cum știm, sunt anumite edificii, anumite clădiri care putem construi, care îți cresc prestigiu, cum ar fi acest semnal, piramida asta și mai sunt acest monolit. Nu avem resurse pentru a construi mai multe clădiri alea. Iar în misiunea anterioară am dat aici să construim aici încă un biodom masiv pentru a crește producția. Pare că nu prea stăm bine cu energia, prea stăm bine de loc. Și mai este o problemă că nu mai avem piese de astea care repară clădirile exterioare. Așa că va trebui să le cumpărăm cât mai urgent. Ce urgență ar fi asta? Dacă ne vine de o navetă de aia, să luăm piesele alea. Vedeți, avem structuri aici care necesită reparații și nu funcționează cum trebuie pentru a produce energie. De aceea, cum vedeți, nu crește stocul de energie, nu se stochează energie aici. Ok, să dăm viteza mai mare un pic și să sperăm că va veni naveta respectivă ca să cumpărăm piesele alea. Avem aici amidon care se stochează. Ok. Trebuie să vină tot amidonul ăsta. Și să cumpărăm piesele alea. După care va trebui să cumpărăm un gent bioplastic. Le luăm pe toate, pentru că ne va trebui. Așa facem. Pe toate, pentru că toate au nevoie, că chiar dacă nu apare simbolul aici, se vede că scade evoluția, asta la fel, asta la fel, asta la fel, toate au nevoie de reparat. Așa de trebuie multe piese. Sperăm că se vor mișca repede pentru a face tranzacția. Să ne uităm ce roboții avem. Avem, pare că, 4 transportori de astea. Nu mai am niciunul de asta. Nu știu ce putem avea. Mai are piese de astea.
și de aici două de alea. E foarte, foarte urgent piesele alea, pentru că deja vine noaptea și noi n-am stăcat de multe de scurt. E foarte urgent. Bine. Cum vedeți, ne scade foarte bine. Mai e un pic noroc că e un pic de vânt acum, dar nu va dura mult. Să fim foarte atenți să avem mereu peștele astea. Se pare că se consumă destul de repede. Ne trebuie de astea de bioplastic. Trebuie 4 aici. Și după care, ca să le construim rafturile alea iarăși, ne mai trebuie să... Aici la fel ne trebuie unul. Să ne facem un roboțel de ăla. Iar cu pesele astea se cam duc. Problema e că dacă nu reparăm aceste structuri, care le avem nevoie de ele pentru a avea energie, neavând energie nu o să avem oxigen aici, toată lumea va muri. Deci totul e legat. Avem asta, ok, să o vindem, dar n-am mai avut ce să vindem. Producția noastră este mică. Producția mică, nu producem destul. Mă să pun, vom reuși să facem acest bidon cu tot ce trebuie de ea, factorul de astea, cu aceste producții. Unde a rămas fără energie.
imediat, ne-a scăzut producția de oxigen. Așadar. Va trebui să mai construim ceva ca să producă energie. Avem 4 panouri solare și 4 turbine de vânt. Așa, pentru că e urgent de băsul ăsta. Foarte ok. Construirea asta și mai avem ceva bioplastic în care vom mai planta niște de astea și sperăm că ne mai crește producția un pic. Trebuie. Așa, să punem aici prima dată plante de astea. Îmi pare că asta era mai scumpă, nu? Să punem și una de asta, dar cum merge a face, nu? Asta nu arată, pentru că nu avem mai mult de plastic, cu siguranță. Asta nu mai trebuie. Energia electrică. Nu mai avem iarăși piese de alea, trebuiască să cumpărăm piese. Urgent. De alea care repară astea, astea nu mai funcționează, rămâne fără energie electrică și așa nu avem prea mult, da? Nu se zice și oxigenul și... uite de tot. Să mă
Sper să se termină destul de repede. Început va fi foarte, foarte critic. Iar în asta și un pic de metale. Nu știu, trebuie să facem ceva să crească și producția de energie. Bă. Nu stăm bine de loc. Trebuie să mai construim, nu știu, panouri solare. Fructează, însă ziua... Ziua că nu ține nici apă foarte mult, însă... Păi mai multe panouri solare, atât că ține, va încărca. Nu știu ce să... Și vântul, vântul, este și zi și noapte, la mult timp e... Nu știu ce să zic. Tale, cum vedeți, sunt tot la prăjitor. Nu are deloc, nu are deloc. Scade și oxigenul. Încă nu vorbim de oameni, dacă... Dacă nu părăce la mine. Ceva de producție, dar nu e bine foarte multă.
face niște panouri. Este ceva necesar, așa că are ce face. Fără niște metale de astea. Și cred că data asta e mult mai grea decât de obicei, pentru că e chiar miroasă. Un pic de noroc cuvântul, dar nu. No. Mai trebuie unul de asta. Să revine un pic. Un pic câte un pic. Mai construiește asta acum, că am început ziua, să încarce mai multă energie aici. Pare că nu vine nimeni. Apărat. Și ne mai trebuie piese de astea. Le cumpărăm pe toate acum. Doar piese de astea. Să nu avem probleme. Dar e bine că se încarcă. M-am făcut la timp asta. O să mai facem încă unul. Sunt sigur. Cum vedeți, încarcă destul de bine. Energia noastră. Mai un pic de energie. Asta dacă a reușit să... Eu zic că aici o să lăsăm episodul, a fost un pic mai prelungit. După am avut
destule probleme de rezolvat. Vă mulțumesc de vizionare, data viitoare o să mai avansăm. Deci ne întâlnim data viitoare, aici am fost vorba. Ciao, ciao!